Iisus, viața noastră! Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, căci prin nefirea ta pe cruce noi voioși pășim. Ne-ai dat în dar iertarea pentru viața ce-o purtăm, de aceea îți cântăm, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc, din clipa când în viața noastră pacea a intrat, cântăm într-una mielului ce ne-a răscumpărat, a lui să fie slava ce în veci va triumfa, acum și pururea, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc. Iisuse, când din nou pe nori tu te vei arăta, a cei ce-au biruit prin jertfa ta s-or bucura, înconjurați de slavă, noi mereu îți vom cânta, acum și pururea, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc. Mi-aduc aminte că de mult ascultam pe un frate care din România, care e păstor la o biserică mare acolo și îți spunea el, citind textul din Biblie și spunea celor de la stație, zice, să nu-l afișați pe ecran. Ce tot ce avem Biblia, să deschidem Biblia, zice, să nu afișați textul pe ecran. Și zicea, vă spun câteva motive. E bine că avem tehnica aceasta modernă, dar zice, asta ne face mai leneși. Și nu numai atât, zice, ne slăbește foarte mult memoria. Ne uităm pe ecran, zice, nu mai citim în Biblie, nu mai luăm Biblia cu noi, zice, gândește-te că te întâlnești cu unul care e foarte eretic, zice, pe drum și rătăcit și tu vrei să-l lămurești din Biblie și zici, și nu ai Biblie la tine. Zice, ce faci? Cum te descurci? Sau, zice, frate, mi-am pierdut telefonul și toate telefoanele le aveam în memorie la celălalt și acum, zice, nu le mai știu. Altă dată, zice, le știa. Sau exact ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat la noi aici, mai înainte, că nu mai era pe ecran și toți ne-am oprit, că nu mai știm cuvintele, da? Dar zicea el, s-a luat curentul, în România probabil se mai ia curentul, și zice, erau peste 2000 de oameni în biserică care dintr-o dată au tăcut, n-au mai cântat. Gata, s-a luat curentul, zice, de aceea e bine să împlinim cuvântul, să-l strângem în inima noastră, și că atunci îl avem acolo, ia? Domnul să ne binecuvinteze, să strângem cuvântul lui în inima noastră și cântările să le avem în inima noastră. Da? Acum haideți să ne rugăm să cerem binecuvântarea Domnului pentru serviciu divin în seara aceasta. Frate Luca, te rog să înalți o rugăciune și noi să-l sprijinim în rugăciune. Amin. Faptul că avem cuvântul
călătoriile noastre de zile trebuie, Doamne, și de zile ta fășoase. De aceea îți mulțumim din toată inima care s-a cuvântul Tău, Doamne, Dumnezeu, care este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră, Doamne. Ajută-te, Doamne Dumnezeu, să ne iubim și să trăim cuvântul Tău, Doamne. Trăim cuvântul Tău, fiind aproape de Tine, Doamne, cererea ori nu va avea putere asupra noastră, ca să ne dărâmă credința care se mânată în inimile noastre, Doamne. De aceea te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Ascultă-ne pe veșnă din seara aceasta și binecuvintează cuvântul Tău, Doamne. Amin. Fă să rodească în inimile noastre, Doamne Dumnezeule, fă să prindă, Doamne, rădăcină, putere, Doamne Dumnezeule, și astfel vom fi tari în credință și cel rău va fugi de la noi, Doamne Dumnezeule. Și mulțumim că vei face mai multe plăcere. De aceea cerem cu insistență, Doamne, și te rugăm, ajută-ne, fii cu noi și dă-ne putere, Doamne Dumnezeule Sfânt, să iubim, Doamne, cuvântul Tău. Amin. În viața noastră, Doamne, să stăm cât stăm, Doamne, pe pământul acesta, să fim, Doamne Dumnezeule, tare în credință, Doamne, amin, și astfel, Doamne Dumnezeule, om putea să țină în piept dușmanului care este diavolul și care caută, Doamne, să dărâmă credința noastră care se mânată cu noi. Binecuvintează seara aceasta programul, amin, cântarea, Doamne Dumnezeule, care să fie, Doamne Dumnezeule Sfânt, Doamne, puterea aceea, Doamne Dumnezeule Sfânt, de a trăi, Doamne, așa cum ne înveți Tu, Doamne Dumnezeule, cuvântul Tău. Binecuvântă, Doamne Dumnezeule, tot ce ne face în seara aceasta să fie, Doamne, sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim pentru toate și în numele Tău să fie binecuvântat de acum și până în veci. Amin. Amen. Vreau să citesc în seara aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 2, cred că versetele 37 la 47. Cred că e bine să insistăm asupra acestor evenimente care noi, ca biserică, le credem. Și, frați și surori, eu cred în lucrările Duhului Sfânt, nu pentru că le-am citit sau le-am auzit, că le-am practicat și am văzut că Duhul lui Dumnezeu este real. Și aș vrea să învățăm mai mult și să rugăm pe Duhul Sfânt să ni se descopere într-un chip minunat și deosebit. Deci, Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au auzit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile lor. Toți erau împreună, erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Așa să accentuez ceea ce spune versetul 42, chiar ultimul cuvânt. Apostolii ce stăruiau în rugăciune. Frați și surori, e bine că Domnul ne-a dat această posibilitate și ne-a spus să folosim această lucrare, adică rugăciunea, care este pentru noi și în folosul nostru.
Vă aduceți aminte ce scrie în cartea lui Iov? Acolo spune că dacă un om este bolnav, dacă un om este în suferință, dacă este chiar pe pragul morții, spune că dacă este un mijlocitor, un înger mijlocitor, așa frate Păunescu parcă scrie acolo, unul dintre miile acelea de îngeri pe care le-a Dumnezeu, să mijlocească, Dumnezeu ascultă și intervine. Deci rugăciunea este cea care este o lucrare pe care Dumnezeu ne-a descris-o, felul în care noi să venim înaintea Lui ca să fim ascultați. Și când venim în rugăciune, noi trebuie să fim smeriți înaintea Lui Dumnezeu, vin la El smerit în rugăciune, spune o cântare, să ne recunoaștem cine suntem, ne mărturisim păcatele. Și Dumnezeu este Cel ce rezolvă și lucrează și ne ascultă și ne binecuvintează. Știți ce mare binecuvântare avem noi? Am citit aici, iertarea păcatelor. Și asta numai Dumnezeu o poate face. De aceea aș vrea ca în această primă rugăciune, fiecare să ne analizăm pe noi. Consider că una dintre armele folosite de cel rău, să spun așa, pentru copiii lui Dumnezeu în ziua de astăzi este să se simtă că sunt bine. Mă simt bine, sunt confortabil, sunt pocăit, sunt credincios, mă duc la biserică, mai când, mai fac una, mai fac alta. Frații și surori, haideți să ieșim din zona aceasta de a ne simți bine și confortabil, să ne rugăm și să simțim prezența lui Dumnezeu reală în viața noastră. Vă aduceți aminte de fecioare, spune pildă de fecioare, unele înțelepte și altele nechipzuite și remarcăm că erau fecioare și știm aceasta înseamnă o biserică a Domnului Iisus Hristos. Dar fără de un de lemn, n-au putut să intre la nuntă. S-au dus și au găsit nu știu pe unde, cum și ce, dar au ajuns prea târziu și n-au mai putut intra. De aceea, vremea aceasta de har, ne rugăm Domnului să ne curățească inimile și să ne umple de Duhul lui Dumnezeu și să ne ierte. Haideți să ne rugăm cu toți așa cum stăm. Să-ți revești și durerile tale peste noi, pacea ta, îndurarea ta.
mulțumesc pentru că și în aceasta ne cercetez, Doamne. Doamne, vreau să fiu cu noi și să ne ajut. Pentru că Tu dai din viață pentru noi. Îți mulțumesc, Doamne, căci în mulțimea o știne, Doamne, și în numele Tău cel Sfânt și binecuvântat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Haideți să mai cântăm o cântare și apoi, frate Sandu, rog să vii să ne dea un îndemn pentru rugăciune. Cântarea 53 din Harfi. Domnul îmi este adăpost, cetate tare în vreme rea. Domnul îmi este adăpost, cetate tare în vreme rea. Deși e valul furios, mi-e scutită inima. Dar eu mă-ncred în Domnul, cetatea mea, cetatea mea, cetatea mea. O, Iisuse, eu ție mă-ncredințez, cetate tare-n vremerea. Scude arșița soarelui, cetate tare-n în această seară tuturor inimilor care au venit și au călcat pragul acestei case de rugăciune. Și totodată, mă rog Domnului să deschidă ușa cuvântului.
pentru fiecare dintre noi, iar nouă să ne dea inimă bună și un duc de ținere de minte ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să-l putem pune în aplicare cu propria noastră viață în zilele ce urmează. Pentru că, într-adevăr, dacă există o sărbătoare care să aibă cea mai mare însemnătate în viața noastră, este sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Pentru că prin pogorârea Duhului Sfânt, fiecare credincios capătă putere, capătă înțelepciune, este capabil să treacă peste toate problemele, peste toate ispitele, peste toate încercările care vin înainte, dacă are inima deschisă și ascultă de inspirația Duhului, de călăuzirea Duhului Sfânt, atunci e biruitor. Dar dacă el ascultă călăuzirea Duhului Sfânt și nu face, tot același efect îl are ca oricare credincios. Poate să fie doar de fațetă în Biserica lui Dumnezeu, dacă n-ascultă de îndemnurile Duhului. De aceea este bine, cum se arată în această seară, în acest text, că ei erau nedezlipiți de la templu și în fiecare zi frângeau pâinea, dar atenție, nu la templu, ci acasă. Așa arată aici în cuvânt, că acasă frângeau pâinea, dar erau nelipsiți de unde? De la templu. Mulți dintre noi consideră că la ce să mergem în casa Domnului, că putem să ne bucurăm și în casa noastră, putem să ne bucurăm și în altă parte. Și e foarte adevărat, o inimă deschisă pentru Domnul este umplută de Duhul în orice loc. Oriunde ar fi, fie la loc de muncă, fie în călătorie, fie în orice loc, dacă ești cu inima și gândul la Domnul, Domnul e prezent. Problema se pune, avem inimile deschise. Putem să rezistăm șoaptei celui rău, care încearcă de fiecare dată să ne abată firul gândirii noastre din la cuvântul lui Dumnezeu. Și vă mărturisesc, până la vârsta aceasta am putut să constat că fără călăuzirea Duhului, fără putere de sus, nu poți să te delimitezi de problemele lumii. Și fiecare dintre noi, vrăjmașul caută la fiecare dintre noi să ne dea de lucru, să ne capteze, să facă ceva ca nu cumva să citim Scriptura, nu cumva să ne plecăm pe genunchi să mulțumim lui Dumnezeu, nu cumva să cugetăm la legea lui Dumnezeu. De aceea trăim o vreme destul de grea, unde bisericile Domnului, multe dintre ele au uitat de lucrările Duhului și vedem cât de greu este omului să se descurce fără călăuzire de sus. De aceea, în această seară, în textul care ni s-a pus înainte, ne este prezentat un om care, dacă îl privim până la pogorârea Duhului Sfânt, până la primirea puterii din partea Domnului, cu toate că în 3 ani și 6 luni a fost împreună cu Domnul și a avut cele mai mari ocazii, a putut să meargă să facă vindecări în numele Domnului, a putut să facă lucrări deosebite. Și totuși, atunci când Domnul a fost vândut, a fost arestat. După cuvântul Domnului Iisus, a ajuns să se lepede de câte ori? De 3 ori în fața nu a unei persoane mari, să zicem, în fața unui organ, în fața unui ostaș, nici de cum, în fața unei slujnice. Cât a putut decade acest om? Însă din clipa când a primit de sus puterea, vorbirea în limbi și călăuzirea Duhului, dintr-un pescar de rând, dintr-un om care am putea să spunem că nu era prea cunoscător de carte, a ajuns să fie cel mai mare predicator. La o singură predică s-au predat aproape 3.000 de suflete. Și gândiți-vă acum
Acum trebuie 3.000 de predici să se pocăiască un suflet. Așa făcea un gânditor statistica și spunea, dacă atunci Petru o predica și la o singură predică s-au predat 3.000 de suflete, acum trebuie 3.000 de predici ca un suflet să înțeleagă că Domnul iubește și să-și predea viața lui. Trăim timpuri grele, unde vrăjmașul din șarpe a devenit balaur și a modernizat metodele de ispitire a omului și caută prin toate mijloacele să împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Însă vedem un lucru. Cei ce sunt ai Domnului nu dau înapoi și înaintează. În această seară aș vrea ca fiecare dintre noi să ne facem o cercetare înăuntru nostru, să vedem cât am înțeles de cuvântul lui Dumnezeu și care este creșterea noastră pe verticală spre Dumnezeu, creșterea noastră spirituală. Și dacă mai e ceva care să ne împiedice a face lucrarea lui Dumnezeu, pentru că ce remarcăm la apostoli este următorul lucru. Și aceasta o spune în versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Sunt patru laturi pe care trebuie să le respecte în vremea aceasta biserica lui Dumnezeu. Patru lucrări mari care se fac în casa lui Dumnezeu. Gândiți-vă, învățătura apostolilor, dacă nu vin în casa lui Dumnezeu, pierzi cuvântul. Nu te hrănești. Acasă, chiar dacă ai vrea, poți să ai Biblia pe telefon, poți să o ai în computer, poți să o ai cu tine la drum, oriunde mergi, la servici. Dar va căuta vrăjmașul mijloace ca să te oprească ca să o citești. Va căuta orice metodă ca să te facă să nu o respecti, să nu o trăiești. Cam aici, unde e garda lui Dumnezeu roată, în jurul casei de rugăciune, nu va fi nicăieri. Pentru că aici sunt mai multe suflete. Și când se ridică spre ce, se ridică un buchet de rugăciuni și sunt primite. Și dacă din toată adunarea aceasta doar două suflete sunt neprigănite, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. E o șansă. Chiar dacă ești greșit, chiar dacă ești ai probleme, ești temător sau timid și nu poți să te rogi, te antrenezi cu vecinul tău și știi un lucru. Duhul lui Dumnezeu vine. Domnul e prezent. Și simți puterea lui Dumnezeu prin altul, prin rugăciunea altuia, dacă tu nu ai puterea să strigi. Dar când e singur, vrăjmașul te adoarme. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Al doilea lucru care îl avem aici și ne lipsește de fiecare dată când suntem singuri, e legătura frățească, această părtășie deosebită. Aici poți să vezi pe fratele tău, poți să-i vin ajutor, poți să-i înțelegi durerea, poți să-l cunoști, poți să schimbi două cuvinte cu el, că știi că vei trăi o veșnicie sus împreună. Dar când e singur, n-ai de unde știi, bancă, e ceva și mai rău, că vine vrăjmașul și aduce printr-o a treia persoană tot ce este rău de fratele tău, făcându-l și negrindu-l în inima ta, ca nu cumva să poți să ai cumva vreo legătură cu el. Dar aici e Duhul lui Dumnezeu și diavolul trebuie să plece. Aici e garda de îngeri. De aceea e bine să vin casa lui Dumnezeu. A treia lucrare care se face aici și fără ea nu vom ajunge sus, e frângerea pâinii. E o lucrare deosebită. Pot să mărturisească cei ce au trecut prin suferință și care n-au putut să vină aici și a mers lucrătorul la ei acasă. Cât de mult le-a lipsit această legătură frățească? Cât de mult le-a lipsit învățătura apostolilor? Și cât de singur s-a simțit acolo?
fără ca să vadă pe un frate de-a lui sau vreo soră de-a lui lângă el. De aceea, frați și surori, avem încă promisiunea că cel ce ia cina cu Domnul aici va prânzi sus cu Domnul. Cred că toți am vrea să facem lucrul acesta, da? Niciunul să nu lipsăm de acolo. Facă Domnul să ne fie inima lipită de El. Și să putem să facem și noi ce au făcut primii creștini, apostolii la prima biserică din Ierusalim. Și a patra lucrare, care cu adevărat am putea să spunem că e cea mai disprețuită. Pentru că fiecare dintre noi, dacă ești, e întrebat, dar de ce nu vii la rugăciune? Spune-mi, dar ce acasă, nu mă pot ruga. Nu mă pot ruga, m-am mers. Nu pot să strig spre Domnul dacă am inima deschisă oriunde. Da, e foarte bine, dar fă experiență și încearcă. Să vezi cât te poți ruga singur. Ai 4-5 cuvinte și numai bine te adorme cel rău. Sau îți dă de lucru prin soție, prin copii, prin ceea ce ai pe lângă tine dacă ai o fermă, sau prin colegii de muncă te conturbă și te oprește. El caută să te oprească de la rugăciune de fiecare dată. Mărturisea un bun lucrător care era omul rugăciunii, că într-o noapte a vrut să se roage și când să se deie jos din pat nu mai avea putere. Se uita în dreapta, se uita în stânga, ce se întâmplă cu el? Nu putea să deie jos din pat. Și atunci a cerut putere de la Domnul în gând și a zis, Doamne, te rog arată-mi ce se întâmplă, de ce nu mă pot da jos din pat? Și atunci ai deschide Domnul ochii sufletești și când se uită, lângă patul lui stătea cel rău și se ruga de el să nu se deie jos din pat. Poate că nu ne-am gândit niciodată ce se întâmplă de... N-avem putere câteodată să ne rugăm. N-avem putere să facem voia Domnului. Nici să dăruim, nici să ajutăm. Fie într-un fel, fie în alt. Dar să știți că e un duh rău care nu te lasă. De aceea este bine să fim toți împreună. De aceea este bine să fim împreună înaintea lui Dumnezeu, așa cum erau apostolii în versetul 43. E minunat, pentru că atunci de la unul vine o învățătură luminată de Duhul, de la altul alta, că totul nu-l cunoaște nimeni. Câte puțin din ceva ne este dat fiecăruia, iar atunci când suntem împreună, puținul acesta se adună și crește inima în credință față de Domnul. Ne hrănim sufletele, căci fără hrănire pentru suflet, așa cum trupul nu poate înainta fără pâine și fără hrană, nici sufletul nu înaintează. Numai în felul acesta putem să avem harul deosebit ca să-i slujim Domnului. Și mai vedem ceva la ei. Chiar dacă Petru a avut această cădere, cel ce l-a reabilitat a fost Mântuitorul Domnul Iisus. L-a însărcinat de 3 ori să pască miei, oițele și oile. I-a dat și de lucru. Însă Petru cred că se gândea în continuu, dar cum voi face lucrarea aceasta, că sunt disprețuit de toți? Toți știu că m-a lepădat. Însă atunci când a venit Duhul lui Dumnezeu, nu s-a mai gândit la acest lucru, pentru că Domnul i-a luat și rușinea, și teama din inimă, și timiditatea. Și a putut să stea în fața unei mulțimi, să lucreze potrivit cu puterea lui Dumnezeu și a văzut un spor în lucrare deosebit. Frații mei, oricând ne-am bizuit pe învățătura noastră, pe pregătirea noastră, pe tot ce avem noi și cât am fi de buni, niciodată nu ne vom putea ridica la nivelul la care ne ridică Duhul lui Dumnezeu, atunci când ne folosește și îl cerem. De aceea, doresc din toată inima ca toți acei ce fac o lucrare în numele Domnului să ceară ajutorul lui, să cheme Duhul la lucru. Pentru că Duhul lui Dumnezeu face 2 lucrări odată, de aceea zice sabie cu 2 tăișuri. Mai întâi pregătește ogorul celor ce ascultă și apoi vine prin cel care lucrează și dăruiește sămânța potrivită la cei ce ascultă. Acesta e Duhul lui Dumnezeu.
El lucrează. Și dacă căutăm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem de la început, când a început lucrarea lui Dumnezeu, pământul era gol, pustiu și acoperit de ape. Însă era ceva deasupra. Era Duhul lui Dumnezeu care se împârtea deasupra pământului. Aceeași lucrare o face Duhul lui Dumnezeu și astăzi, asupra fiecărui pământ mișcător, asupra fiecărui om. Și așteaptă să fie primit în inima lui. Dar nu vine fără să-l ceri. Nu vine fără să-l inviți. Nu vine fără să-l rogi. De aceea, frați și surori, cei ce încă n-am primit și n-am avut harul ca să înțelegem cum lucrează Duhul lui Dumnezeu, în care nu l-am primit încă în inimă, haidem să-l cerem. Haide să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să cerem de la El să ne umple și nouă inima. Să ne dea această arvună a moștenirii vieții veșnice. Pentru că găsim scris în Romani un cuvânt minunat, 8 cu 9, capitolul 8 cu versetul 9, că cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui. Este scris și ce este scris rămâne. Oricât am încercat noi să spunem, nu se poate, oricât am încercat să ne împotrivim, atunci când Domnul vrea să ne folosească în lucrare, să știți că nu o face prin altceva decât prin Duhul Sfânt. El este Dumnezeu, Duhul Sfânt, care e cu noi și care ne călăuzește așa cum Eliazar a condus pe Rebeca la Isaac, așa conduce Duhul lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi spre veșnicie, la Domnul Iisus. De aceea, frați și surori, haide să înțelegem lucrul acesta și să știm că dacă este un progres, dacă avem un har în predică și vedem rezultate, dacă suntem ascultați și dacă avem o biruință în viața de zi cu zi, nu ni se datorează nouă, ci se datorează Duhului lui Dumnezeu, care ne-a fost trimis în inimă, care e cu noi în fiecare zi, care ne înviorează, care ne mângâie, care ne vindecă, care ne învață, care ne ridică și totodată care mijlocește pentru noi atunci când noi nu avem posibilitate și nu mai putem, cădem de oboseală, cădem și nu mai avem puterea să ne rugăm datorită suferinței și oboselii. Duhul lui Dumnezeu era lucru și atunci. De aceea, frați și surori, iubiți tineri, iubite surori, iubite tinere, nu uitați, fără Duhul lui Dumnezeu nu există progres. Petru n-a putut să facă lucrarea până n-a primit de sus puterea și până nu s-a încadrat în împlinirea făgăduinței Domnului Iisus să nu vă depărtați de la Ierusalim până când nu veți primi o putere. Numai după ce a primit puterea Duhului Sfânt în inima lui, arvuna moștenirii vieții veșnice, a putut să facă această lucrare deosebită. Ceea ce a avut el, poate mai mult decât ceilalți ucenici, știți ce a fost? Îndrăzneala, popularitatea. Era mai bătrân și era mai îndrăzneț. Dumnezeu nu schimbă darul care îl ai, nu ți-l ia, dar schimbă direcția. Dacă ești un om popular, dacă ești un om care îți place lucrarea, îți place să înveți pe cineva, Dumnezeu schimbă direcția, nu te mai lasă să lucrezi în felul lumii, îți dă Duhul la lucru și te învață să înveți copiii Lui, să faci lucrarea pentru cei ce nu-L cunosc pe El și te faci un lucrător al Lui. Cred că fiecare dintre noi am vrea să lucrăm împreună cu Dumnezeu. De aceea, haidem să lucrăm pe El, să-L rugăm pe El, să ne dea harul ca să lucrăm fiecare cu talentul care l-am primit. Iar dacă chiar crezi că n-ai niciun talent și dacă chiar crezi că nu ai nevoie să te rogi pentru tine, că ai de toate și te simți prea bine, roagă-te pentru cel în nevoie. Roagă-te pentru cei în suferință. Roagă-te pentru înaintarea bisericii, pentru unirea ei, pentru lauda și închinarea din biserică și fă în așa fel ca să fii și tu în rând cu cei ce-L caută pe Dumnezeu din toată inima. Aș dori în această rugăciune care o vom face înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm ca Domnul să facă o umpere deosebită în biserica sa cu Duhul Sfânt, să se trezească fiecare suflet, tineretul să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să caute, să ia hotărâri înțelepte de a lucra împreună cu Dumnezeu. Cei ce sunt lucrători împreună cu Dumnezeu să fie înflăcărați și mai mult.
cei ce sunt unșii Domnului să capete dragoste, să poată să se roage pentru turma și să vină în ajutorul celor întristați. Să facă Domnul să avem vase de lucru, proroci, văzători, pentru că știm că acolo unde nu sunt, cucurui fără frâu. Așa arată în Proverbe. Și e minunat ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent zi de zi în casa lui Dumnezeu. Haide să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Să ne rugăm. Deci să rămânem în picioare, o face rugăciunea pentru cauze și să aducem cauzele care le avem înaintea bisericii, așa cum se menționa valoarea bisericii, este părtășia aceasta în care putem să ne ajutăm unii pe alții și să ne sprijinim unii pe alții în rugăciune. După ce aducem cauzele, aș vrea să cântăm cântarea 269, O Sfinte Duh de viață darnic, ce inimile le încălzești.
deci 269 în harfe și pe, o sfinte duc de viață darnic. Deci, haideți să aducem întâi cauzele și apoi cântăm cântarea și după aceea ne rugăm Domnului. Deci, atât frații cât și surorile, dacă avem cauze deosebite, putem să le spunem cu voce tare. Eu aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru sora mea Dina, Domnul să se atingă de ea și să-i dea sănătate. Să ne rugăm pentru cei ai noștri care sunt nemântuiți, Domnul să li se descopere și Duhul Sfânt să lucreze din nou. Dacă dumneavoastră, frații, surori, le aveți, să le spunem sau să ridicăm o mână. Ia, văd că sunt mâini ridicate, Domnul să ia minte la cauzele acestea. Una din, aș vrea să prefacez puțin din cântarea aceasta, o știm? Da? Ia? O știm cântarea, o sfinte duc de viață darnic, să știe. Zice, coboară cu daruri și putere. Minuni și semne din belșug, înlătură orice durere și să zdrobește ar fi rijug. Deci cântarea de fapt este o rugăciune, sau versetul 2, ce coboară plin de roade sfinte, cu haina ta să ne îmbraci, cu noi pe drum să mergi înainte, să miluiești și pe cei săraci. Când zice, cu noi pe drum să mergi înainte. Mi-aduc aminte, zicea un frate odată, zice, te-ai întâlnit vreodată față în față cu Satana? Ce am răspunde la întrebarea asta? Te-ai întâlnit vreodată față în față cu Satana? Și zicea el, dacă nu te-ai întâlnit față în față cu el, înseamnă că e pe drum cu tine, mergi pe aceeași direcție. Deci era o explicație cumva, știi? Dar avem puterea Duhului Dumnezeu să-l confruntăm pe Satana și cum spune autorul acestei cântări, cu noi pe drum să mergi înainte, Duhului Dumnezeu să fie cu noi și să ne călăuzească, este una din menirile Duhului Sfânt. Frați și surori, să ne rugăm și pentru cei ce sunt plecați. Weekendul acesta, unii plecați în anumite vacanțe, alții în România, fratele Jean, sora Mărioara, fratele Iacob, Domnul să-i binecuvinteze unde sunt și să-i păzească. Îi bine să facem rugăciunile acestea și să ne sprijinim în rugăciune unii pe alții. Pot să vă mărturisesc o experiență când eram la Cluj, acum am bine minte, lucram la institut și aveam o colegă acolo care era o creștină bună, să spun așa, și poate nici Mariana nu mai știe așa ce aminte, și ne-am mutat la apartament. Și a trebuit să închiriem un trac, cum se zice, să punem mobila, noi ne-am urcat și în trac. Și mi-aduc aminte când au zis, Lenuța o chema, zice, Cornel, Dumnezeu să te păzească și să te ajute când, cu mutarea asta. Și a zis, bine, mulțumesc. Știți, a dat odată tracul peste o groapă, că erau denivelări și aproape că era să se răstoarne cu mobila pe noi acolo cum era. Dar mi-am adus aminte ce a zis femeia aceea, credincioasa aceea. Să știți că nu-i nimic la voia întâmplării și noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că în fiecare clip a vieții noastre, cel rău, cum i-a zis Lucain, zice, fii atent, că cel rău pândește. Să vadă momentul în care vine denivelarea în viața noastră. Să știți că, dragi tineri, rugați-vă lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu vă dă putere și înțelepciune să ieșiți biruitori. Să nu vă gândiți întotdeauna, o să ajung lawyer, o să ajung inginer, o să zic nu. Prima dată, și asta vă spun nu cu o mândrie, că știți că oricine, sunt inginer, sunt manager la companie, am predat la facultate în România, poate că eram singurul penticostal din toată România care preda la Politehnică. Știți? Dar vreau să vă spun un lucru. Nu mi-a fost rușine să spun că sunt creștin. Și Dumnezeu este Cel ce vă înalță. Dumnezeu este Cel ce vă binecuvintează. Dumnezeu ne binecuvintează și copiii lui Dumnezeu nu duc lipsă. Și întotdeauna sunt plini de înțelepciune atunci când avem Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea aș vrea să ieșim din starea aceasta de
mulțumire oarecum, am fost la biserică, mergem acasă și întreabă părinții unde sunt, am fost la adunare, o, ce bine. Nu, nu-i suficient, am fost la adunare și la adunare l-am întâlnit pe Domnul. Și la adunare Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și la adunare Dumnezeu m-a cercetat. Și la adunare am învățat că Dumnezeu este cu mine, am învățat că Duhul Sfânt e cu mine pe drum și mă ajută și mă păzește. Da. Haideți să cântăm și apoi să ne rugăm. Duh de viață, dar-mi ce inimile ne-ncălzesc, poporul tău te cheamă, dar-mi lumina ta s-o dăruiești. Noi te rugăm, rămasa acum, din stropii tăi ce minunat, și te-o slăbi pe tine, într-una până la cer vom fi luat. Coboară plin de roade sfinte, cu haina ta să ne îmbraci, cu noi pe drum să mergi înainte, să miluiești pe cei săraci. Noi te rugăm, revarsă acum din stropii tăi cei minunat și te-om slăbi pe tine într-una până la ce vom fi luat. Cobor cu daruri și putere, minuni și semne din belșug, înlătură orice durere și până la cer vom fi luat. Mărire să-ți cântăm pe cale, să te servim de seara plin, iar pentru ziua noi te rugăm, revarsă acum din stropii tăi ce minunat și te-o slăbi pe tine într-una până la cer vom fi luat. Sfinte Duh de viață, dar-mic, în orice zi să ne-nsoțești, să ne vedem curând în ceruri, acolo unde locuiești. Noi te rugăm,
Doamne, să ocupăm locurile și să cântăm o cântare. Haideți să ne închinăm Domnului în timpul acestei cântări cu darurile noastre. Dacă cineva dorește să laude pe Domnul cu o cântare, vă rog să-mi trimiteți un bilet aici la ambon sau să-mi spuneți.
Să mai cântăm următoarea cântare. Amen. 270, O vino iarăși ca pe vremuri. Deci, 270, O vino iarăși ca pe vremuri. O vino iarăși ca pe vremuri. Între oameni o vino Duh, o Duh preasfânt, ne inima de doruri plină să te vedem cum iarăși vii, copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Ne inima de doruri plină să te vedem cum iarăși vii, copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Adu tu înviorarea și primăvara ta, Iisus, redeșteptarea și unirea ce-nalță tot mai sus, mai sus. Ne inima de doruri plină să te vedem cum iarăși vii, copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Iar chipul nostru să arate în veci al Tatălui chip sfânt, să fie voia ta toate precum în cer și pe pământ. Ne inima de doruri plină să te vedem cum iarăși vii, copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Ne inima de doruri plină să te vedem cum iarăși vii, copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii. Ia, spune că ne inima de doruri plină să vină Domnul la noi. Este dorința bisericii și tot să spunem, vino Doamne Iisus. Cred că câteodată când trecem prin încercări și greutăți, să știți că m-am gândit și poate și dumneavoastră, oare mai este mult? Cred că nu mai este mult, frați și surori, și Domnul vine. Dar până vine Domnul, să beneficiem de harul care ne-l dă. Să venim la părtășie, la rugăciune, sigur, ori de câte ori putem și să avem inima plină de dorul acesta de a veni la părtășie. Marțiara, rugăciune, joi, vinerea, tinerii, sâmbătă rugăciune, duminica, adunare, dimineață și după masă. Să nu uităm, deci, duminica următoare vom avea cina Domnului, o sărbătoare care, în mod deosebit, ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus. Jertfă prin care suntem mântuiți și eliberați de păcate. Știți, întotdeauna mă gândesc și la aceasta. Oare cum putem beneficia de această jertfă? Spune
dacă veți păzi poruncile mele, zice, cereți ce veți vrea și vi se va da. Dar nouă ne place numai ultima parte, să cerem ce vrem și să ni se deie. Prima parte nu ne place, dacă păziți, că este condiționat acolo, dacă păzim poruncile Domnului. Discutam cu frate la serviciu săptămâna trecută, vezi, zice, noi întotdeauna parcă sărim peste condițiile puse de Domnul ca să împlinească Dumnezeu promisiunile pe care le-a făcut față de noi. Domnul ne dă Duhul Sfânt? Ne dă Duhul Sfânt. Dacă îl cere și îl primim și dacă împlinim condițiile ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi. Da? Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea să mai cântăm o cântare toți împreună, pentru că sărbătoarea aceasta specifică cu ea, o porumbel cu daruri sfinte. Avem cântarea cunoscută 265, no. Duhul Sfânt e roa dimineața. O cântăm și pe aia, frate Potra. Că nu ne... Deci cântăm 271 și după aceea cântăm și cântarea aceasta. 275. O porumbel... Ia, așa a spus cineva, eu când am învățat cântarea aceasta era cu daruri sfinte, după a fost pene în loc de daruri, da? Da. Cântarea era, dacă, nu? Așa-i sorachete acolo, la Fodora și la Vada, așa se cânta, o porumbel cu daruri sfinte, nu cu pene sfinte, da? Mă rog, hai să cântăm cu daruri. 272, da? 72, da, 272. Haideți să cântăm cântarea aceasta, da? O porumbel cu pene sfinte, ce ai furat din veșnicii, noi te rugăm, rugăm fierbinte, noi te rugăm la noi să vii. Mai vin odată, mai vin odată,
Trebuie să fim un pic mai penticostali, da? Adică mai plin de Duh, că mai în cap ea. Fratele Robert va avea o primă predică în seara aceasta, da? Ok, frate Robert. Ia. După fratele Robert cântăm cântarea care e, și apoi sora Animania va cânta și apoi frate David să vii să ne vorbești din cuvântul Domnului în încheierea serviciului. Ia, Robert. Robert ne va predica Psalmul 149. Da. Psalms 149. Praise ye the Lord, sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful in their king. Let them praise his name in the dance. Let them sing praises unto him with the timbrel and harp. For the Lord taketh pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their name. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathens and punishments upon the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints. Praise ye the Lord. Amen. Amen. Deci ne încadrăm, să zicem, în formatul care am spus. Avem și o predică în limba engleză, da? Deci pentru tineri. Deci, acum facem ca dimineață, nu o să-l traducem pe fratele Robert, da? Psalmul, predica a fost Psalmul 149. Haideți să cântăm și după aceea sora Animania și apoi fratele David. Cântarea 265, azi Duhul Sfânt e roa dimineții. Azi Duhul Sfânt e roa dimineții, peste poporul cel răscumpărat. E aurora bucuria vieții, puterea celui ce ne-a mângâiat. Azi Duhul Sfânt e o binecuvântare, a mângâiat.
mai mari, eu ploaie mai târzie pe o goare, care ne dă speranțe tot mai mari. Azi Duhul Sfânt aprinde noi lumina, ne lămurește scopul jertfei lui, ne curățește să primim arbuna, cu luna slavei haina cerului. Azi Duhul Sfânt e o binecuvântare a mângâierilor de la Rusan. Că și cântarea aceasta era puțin deosebită, cum am învățat-o. Ia, zice, e o ploaie mai târziu pe o dogoare care și o bucurie, și o bucurie la Pentecostal era. Dar ăsta e adevărul, frați și surori. De-aia spune, deci la Pentecostal, nu numai să zicem la noi, dar toți cei ce sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Toți aceștia sunt pentecostali, numai că noi ne numim că suntem, da. Deci, care au botezul cu Duhul Sfânt. O pus o bucurie pentru credincioși sau care ne dă speranțe tot mai mari. A, poate că îndulcim ca să fie acceptată de mai mulți. A. Deci, sorani, te rog. Tu m-ai făcut din țărână și-n adânc mi-ai cânat veșnicia, dar în mine o făptură păgână zi și noapte își cere simpria. Dar în mine o făptură păgână zi și noapte își cere simpria. Nu sunt, Doamne, decât o suflare, decât carne cu multe păcate, dar te caut cu dor și oftare, să-mi dai forma trăirii curate. Dar te caut cu dor și oftare, să-mi dai forma trăirii curate. Ce-aș ajunge tot singur pe ape, într-o lume de răni și suspine, dacă nu te-aș simți pe aproape, dacă nu te-aș avea lângă mine.
Dacă nu te-aș simți pe aproape, dacă nu te-aș avea lângă mine, eu sunt scurgerea, aburul, clipa, sunt doar lutul, iar tu ești olarul. O, protește-mă, Doamne, cu aripa, dăltuiește-mi fătura cu harul. O, protește-mă, Doamne, cu aripa, dăltuiește-mi fătura cu harul. Glorie Domnului, mulțumim Domnului că suntem în casa Lui, pentru simplu motiv că cei care sunt în casa Domnului pot să te laude. Spune cuvântul Domnului că ei tot mai pot să te laude. Așa de minunat spunea cuvântul mai înainte că Dumnezeul nostru ne oferă și noi trebuie să acceptăm ca să avem ceea ce Dumnezeu ne dă. Dumnezeu nu lucrează singur, Dumnezeu așa vrea El, așa e Creatorul, El e suveranul, El face legile, dragii mei, nu noi, El face legile, noi trebuie să le respectăm. La această mențiune aș vrea să fac o remarcă adevărată. Foarte mulți și în foarte multe vremuri falimentăm la această ordine sau la această regulă. Credem că și noi putem face ceva, credem că și noi putem face legi, credem că și noi putem să dăm sugestii lui Dumnezeu și câteodată ne apucăm chiar să-L și învățăm pe Dumnezeu. E o acțiune foarte greșită, este pur și simplu falimentară din start. Dacă eventual am mai practicat-o, s-a mai auzit, e bine ca să o abandonăm imediat, pentru că, așa cum menționam, Dumnezeu este Cel care stabilește legile. Dumnezeu este Creatorul, dragii mei. Totul merge după cum a hotărât și a stabilit El. Și dacă totul înseamnă că și noi, care așa de frumos suntem numiți coroana creațiunii, nu facem excepții. Știți dumneavoastră, când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, spunea la cei din jurul Lui, zice, cuvintele care le spun eu nu sunt ale mele, sunt ale Tatălui meu. Ce fac eu, nu fac că vreau eu, fac ce spune Tatăl meu. Acum întrebarea mea este, dacă Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu și-a permis să facă nimic din voința Lui, ci a împlinit în totul ceea ce trebuia să facă. A împlinit în totul misiunea care a fost trimis pentru ea. Și eu personal și cred că și dumneavoastră ne bucurăm cu cota maximă de bucurie și strigăm trăiască Domnul, că Domnul nostru Iisus Hristos a fost ascultător și până la moarte și încă o moarte teribilă, teribilă de cruce. Pentru asta suntem noi la ora actuală aici, prin meritele Lui. Dar atenție, cum El a fost pe pământ în misiune, așa suntem și noi pe pământ în misiune. Și ca noi să putem să ajungem cum a ajuns El la împărăție, trebuie să mergem sau să călcăm pe urmele Lui, pe pașii Lui, pe cărarea Lui, pe învățăturile Lui, pe exemplul Lui. Adică ce înseamnă? Să fim ascultători în toate.
În toate. Venea cu mai mulți ani în urmă, a fost aici un frate care spunea o experiență a lui în care în România s-au construit niște blocuri foarte mari de americani și acolo aveau niște legi foarte stricte americane, știi? Și trebuia să fie toate materialele la codul care era prevăzut în plan, cimentul la cota aia și așa mai departe. Și s-a întâlnit inginerii aia care supraveghea lucrarea și zice, în anii ăștia care lucrez cu voi, zice, am învățat ceva românește. Și toți eram tare curios să vadă ce a învățat americanul românește. Zice că merge și așa. Merge și așa. Adică cu jumătate de preț, cu jumătate de cotă, cu jumătate de respect, cu tăcuri. Merge și așa. Poftiți? Ia. Merge și așa. Dragii mei, glumă-i glumă, la Dumnezeu nu merge și așa. Chiar dacă noi forțăm nota, chiar dacă predicăm o evanghelie largă, ca să încapă mulți oameni pe ea, dragii mei, evanghelia nu-i ca să încapă mulți oameni pe ea, evanghelia este ca să încapă cei care se supun legii lui Dumnezeu. Poți să fie miliarde, poți să fie mai puțin. Dar aici, ca să te supui legii lui Dumnezeu, depinde de tine, de tine și de mine. Păi băi, frate, auzi tu, ai rămas în urmă, aia era când ai fost dumneata tânăr, acum e altfel, merge și așa. Dragii mei, nu merge și așa. Vă spun de ce și ceea ce vă spun e foarte dureros. Dar din nefericire e un mare adevăr. Pentru că am spus că merge și așa, vrăjmașul a prins un mare favor și un mare avantaj. Nu se împotrivește nimeni lui, pentru că a venit cu șiretlicul să desfacă și tot ce a fost baza Bisericii lui Dumnezeu, mai ales așa cum citea fratele, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. N-aș vrea neapărat ca să le dezvolt, dar aș vrea să vă spun că fiecare din ele ne sunt de mare necesitate. Dacă vrem să anulăm vreuna din ele, nu merge și așa. Trebuie respectat ce spune Dumnezeu. Eu vă întreb ceva. Dacă totuși noi ne auto-autorizăm să facem modificări la legea lui Dumnezeu, spuneți-mi cine pierde? Noi. Menționam într-o situație și gândiți-vă și dumneavoastră la asta, Dumnezeul nostru, îi spunem că e un Dumnezeu bun, un Dumnezeu îndurător, un Dumnezeu milos, un Dumnezeu plin de dragoste. Cum vreți, tot e fain, tot e fain. Dar gândiți-vă la lucrul ăsta, cu toate calitățile astea amabile, să le spunem noi, care se manifestă față de noi, nu taie din preț. Nu taie din sfințenie. Nu spune, auzi, măi, fraților, voi sunteți în prima jumătate a secolului 21, vremurile alea din urmă, grele, mai avem noi toleranță cu voi? Absolut nu. Absolut nu. Vorbeam cu un tânăr chiar sâmbătă și spuneam, auzi, tu, Dumnezeu nu taie din preț. Că dacă ar tăia din preț, ar trebui să-și ceară scuză la generațiile din trecut. Așa că Dumnezeu merge direct cum a fost din veșnicie în veșnicie. Glorie Lui! Și noi spunem, trăiască Domnul! Dragii mei, noi nu suntem creați să-L schimbăm pe Dumnezeu după părerile noastre. Dumnezeu ne-a dat cuvânt și le să ne schimbăm noi după legile Lui. Dar atenție, aici așa spune cuvântul,
cine vrea. Cine vrea. Spunea fratele că, uite, asta e programul nostru din biserică, tare bogat. Și spunea că cine poate. Aș vrea să fac o remarcă. Să știți că Dumnezeu știe cine poate. Dumnezeu știe cine poate. Eu pot să spun, fraților, n-am putut, dar eu știu că am putut. Știe și Dumnezeu că am putut. Trece ziua de astăzi, trece ziua de mâine, trec anii și mă mint pe mine și caut să-L mint și pe Dumnezeu, stând comod, nu știu unde. Dragii mei, timpul care ne l-a dat Dumnezeu e foarte scurt, e foarte limitat și are un scop precis, pregătirea noastră pentru veșnicie. Cine vrea să ne ajute Dumnezeu să vrem să ascultăm ce spune Dumnezeu? Cine vrea? Eu știu dacă pot sau nu pot, dar dacă eu nu pot și nu pot, știe și Dumnezeu că nu pot. Spunea un frate, ne povestea aici, că era mai departe de biserică și nu prea mergea la biserică. Și ce înseamnă când nu mergi la biserică? Te răcești, nu? Zicem noi așa, ca să zic, ca să fim înțeleși. Deci, te răcești, adică nu mai ai putere spirituală în tine. Și când a ajuns, după o perioadă de timp, la rugăciune, la biserică și s-a întâlnit cu un vas de lucrare, cumva el se scuza, zice, eu aș fi vrut să vin la biserică, dar am fost tare departe și tare ocupat. Și Duhul Domnului a spus așa, fiule, eu am fost lângă tine tot timpul. Am auzit bine? Biserica e departe, dar Dumnezeu e lângă noi. Dacă vrei, te rogi. Dacă vrei, vorbești. Dacă vrei, citești. Dacă vrei, te jertfești. Dumnezeu e acolo. Dumnezeu te știe. Dumnezeu te știe. Eram la grupul de rugăciune și o soră care a venit din New York, adică din partea de East, de acolo era New York, aici la noi e o atmosferă mai binecuvântată, aș vrea să vă spun, și ar trebui să mulțumim Domnului că suntem într-o zonă binecuvântată. Și venea aici cam în fiecare an, câte două săptămâni, și se ruga ea, zice, Doamne, ce bine că m-ai adus în oaza asta, dar de aici trebuie să trec înapoi în deșertul ăla spiritual. Și vine Domnul și spune, zice, de ce gândești așa? Eu sunt cu tine acolo. Tu poți să te rogi și acolo. Am înțeles? Dragii mei, Dumnezeu e cu noi. Dar dacă, cum spunea fratele, avem marea șansă să venim la închinare, vă rog, nu ratați. De ce? Ați vrea să stați de vorbă cu cele cinci fecioare neînțelepte în fața unei uși închise? Ați vrea un picuț să stați între ele, să vedeți ce vorbesc ele? Vă mai întreb ceva. Ați vrea să fiți în papucii lor? Eu nu. 10 fecioare, trăite toate la un loc, hai să traduc în aceeași biserică, în același timp, cu același program, cu aceeași meniu, cu acele posibilități stătii. Unele erau înțelepte și unele li se spune că erau nu neînțelepte. Vă rog să înțelegeți. Erau nechipzuite. Ce înseamnă aceasta? După câte pot să înțeleg eu, era o lipsă de disciplină în viața lor. Adică când Dumnezeu le se spune, tu fii stăruitor, lasă-mă, aia au fost pe vremuri, azi nu e așa. Dragii mei, dacă pe vremuri oamenii au fost sau frații au fost stăruitori, astăzi ar trebui să fim mai stăruitori. Dar de ce? Pentru că sunt vremurile din urmă, pentru că vrăjmașul luptă mai tare, pentru că vrăjmașul ne fură copiii, ne fură nepoții acum, ne fură bisericile, ne fură tinere din biserice, distruge familiile. Cum stăm? Adică ne-am specializat să ne plângem. Dar nu asta cere Dumnezeu.
Dumnezeu ne cere să fim viteji. Dumnezeu ne cere să stăm în linia întâia. Dumnezeu ne cere să stăruim. Dumnezeu ne cere ca să înălțăm rugăciuni înaintea Lui. De ce? Pentru că El luptă. Dar El nu luptă oricând și nu luptă voluntar. El luptă numai când este cerut, numai când se înalță rugăciuni. El e Domn, auziți? Da, auzim bine. El e Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El trebuie rugat, El trebuie implorat, El trebuie cerut, dar auziți, nu cu puțină rugăciune, cu multă rugăciune. Cu rugăciune și stăruință. Așa au trecut în generațiile dinaintea noastră și au trecut bine. Prin toate persecuțiile, nu mai e nevoie ca să știm cât am fost de hăituiți și părinții noștri și noi peste tot și cu închisori și cu amenințări și au biruit, dragii mei. Noi în bine am căzut. Spuneți-mi care e diferența. E mare diferență. N-aș vrea să ne categorisim în grupa celor nechipzuite. Avem libertate, avem posibilitate, avem tot ce ne trebuie. Ce ne mai trebuie? Voință și înfăptuire. Voință și înfăptuire. Acum eu vă întreb ceva. S-a citit aici, tare fain. Dar e un subiect foarte dureros. E un subiect foarte sensibil. Un subiect prin care trecem. Un subiect care ne doare pe toți. Un subiect la care trebuie să lucrăm și un subiect la care trebuie să găsim soluții și nu numai atât. Nu facem meeting aici. Aici facem o analiză ca să acționăm. Oamenii aceștia au stăruit, dragii mei, că au fost persecutați, că au fost urmăriți, că au fost spionați, că au fost hăituiți. Duhul Domnului anunța perfect ce și cum și dirija pe toți Sfinții lui Dumnezeu la rugăciune și îi proteja când era în pericol, că era Dumnezeu mai mare ca ei. Îmi povestea un frate, zice, am mers undeva la rugăciune, pot să vă spun la calitate, dar nu e așa importantă, și zice, după ce s-au adunat acolo frații, vine Duhul Domnului și zice, împrăștiați-vă repede, că dușmanii sunt pe urma voastră. Dar ăla zice, frate, de 15 ani ne adunăm în locul ăsta și nu a călcat niciun polițist aici. Zice, acum vine. Nu cred. Cei care au crezut au fugit. Au plecat, ca așa le-a spus Domnul. Dar unul încăpățânat s-a ascuns. Mai vreau să văd dacă e adevărat, dar nu a stat în casă, a stat ascuns. Și numai au trecut câteva minute și a venit poliția. Unde-s? Cei? Cine? Păi ăștia care au fost aici. Uite, domnule, libertate. Vine și pune, zice, mă, uite scaunul că e cald, măi. Zice, acum i-au plecat. I-am scăpat. De ce? Dumnezeu este în control, dragii mei. Dumnezeu este în control. Și ăla de la pândă nu mă tremura să nu-l prindă, că dacă îl prindea, intra în travul. Da, ai vrut să te convingi? Ascultă, să vezi că Dumnezeu lucrează. El e Dumnezeu, dragii mei. Dar înaintașii noștri cum au putut să facă și noi nu putem? Dragii mei, haideți să aruncăm comoditatea. Comoditatea ne va duce să stăm în fața unei uși închise? Și să ne spună de acolo, duceți-vă că nu vă cunosc. Păi, Doamne, cum nu ne cunosc? Doar am fost la adunare, Doamne, dar ne-am fost pocăinți de când ne știm. O viață întreagă de pocăință am fost acolo. Auziți ce a zis? Și auziți ce, ca să zic eu așa, ce teroare. Nici nu le s-a deschis ușa să vorbească cu ei. Din spatele ușii li s-a spus, din spatele ușii închise li s-a spus, plecați de aici că nu vă cunosc. Ați mai vrea să stați în fața ușii cu ele, să gândiți ce vă gândesc ele? Eu n-aș vrea. Îmi trec fiori pe spate, să știți. Și a zice, Doamne, nu mă lăsa acolo. Este o teroare când ai vrea să întorci timpul înapoi și nu-l mai poți întoarce. Este o teroare. Dragii mei, hai să nu întoarcem timpul înapoi. Haide să folosim timpul care îl avem. Dumnezeu încă ne-l dă. Dumnezeu încă ne-l dă. Și atenție mare! Nimeni nu se va ruga pentru dumneata, poate se roagă unul altul, dar cum te rogi dumneata, pentru dumneata nu se roagă nimeni. Rugăciunea dumitale pentru dumneata nu o face nimeni. Slujba dumitale la care ești chemat nu o face nimeni. Gândește-te. Și cum spunea cineva, zice, dacă ești chemat la o slujbă, te-o ales Dumnezeu la slujba respectivă, tu o faci cel mai perfect din lume slujba respectivă, că Dumnezeu te-o ales acolo. Și dacă tu falimentezi, Dumnezeu va aduce altul, dar pierzi tu. Pierd eu și pierd nu cea altceva, pierd veșnicia. Bun,
Pavel spune așa, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Domnul, suntem cei mai nefericiți oameni. Doamne, auzi tu. Dar de ce? Că pierdem două veți. Nu ne bucurăm nici de una și falimentăm și la alta. Vă întreb, vă rog, răspundeți în dreptul dumneavoastră, care din dumneavoastră ați vrea să fie în poziția asta? Tânăr, vârstnic, copil, toți avem responsabilitate. Eu n-aș vrea să fiu acolo. Eu aș vrea să fiu unde mă vrea Dumnezeu. Eu aș vrea să fiu un ascultat. Și mă întreb, fecioarele înțelepte au avut timp, posibilitate și de unde să strângă un de lemn în candelă și să mai strângă un de lemn în vase. Nu-i așa? Așa. Fecioarele neînțelepte au avut timp să strângă un de lemn în candelă și mai departe au ignorat. Vezi-ți mă de treabă. Ești mai catolic decât papa. Nu-ți ajunge rugăciunea? Păi da, eu mă rog acasă. Auzi, aș vrea să-ți dau o replică. Dacă te rogi acasă, te rogi și în adunare, să știi. Dacă ai har acasă, ai har în adunare. Dacă ai cuvinte acasă, ai cuvinte în adunare. Dacă ai har în adunare, în acasă și râvnă, ai și în adunare, să știi. N-ai har numai în odăiță, nu. Dar asta e poveste, așa e cum spun. Nu te rogi nici acolo, nici aici. Și atunci când e la rugăciune, Doamne, că nu mai găsim cuvinte. Dragii mei, rugăciunea nu este dată în niciun institut și nicio carte nu ai să te învețe cum să te rogi. Rugăciunea se învață pe genunchi, în practică cu Dumnezeu. Azi te rogi un pic, mâine te rogi mai mult, poi mâine mai mult și așa mai departe, în timp crești și când ajungi la o anumită creștere spirituală și părtășie cu Dumnezeu, te minunezi și tu de tine de unde ai așa un vocabular, de unde ai atâtea cuvinte, de unde poți să stai înaintea lui Dumnezeu o oră, o oră jumătate, două ore și mai mult. Așa cum spun, așa e, să știți. Nu fac politică. Încercați. E vremea pocăinții, dragii mei. E vremea pocăinței. Timpul e foarte scurt. Dumnezeu spune că venirea Lui va fi aproape. Încă o dată vă rog, ați vrea să stați de vorbă cu fecioarele neînțelepte la ușa încuiată? Eu nu vreau. Eu vreau când spune stăpânul că vine mirele, eu să pot să ies în întâmpinare, chiar dacă n-am dormit toată noaptea. Vreau să ies în întâmpinare, asta e menirea vieții mele, să jertfesc viața, să veghez în timpul vieții, când vine mirele, să am un de lemn, să am candela aprinsă și să ies în întâmpinare, pentru că de asta depinde veșnicia, dragii mei. Eu vreau să fiu în veșnicie cu Dumnezeu. Eu vreau și Dumnezeu vrea. Și dacă vrea Dumnezeu și dacă vreau și eu, suntem majoritatea. Mai avem un dușman care nu vrea și te hărțuiește în continuu. Așa cum cânta sora frumos, zice, în mine există o făptură haină care își cere sâmbria toată ziua. Adică cum îți cere sâmbria? Nu te lasă să te rogi, Domnule, nu te lasă să citești, nu te lasă să te jertfezi. Să mergi la o zi de post, omule, de ce e? Au fost pe vremuri, pe timpul bunicilor. Stai un pic, bunicii au ajuns mântuiți, dar eu ce fac? Eu ce fac? Ei și-au făcut viața în dreptul lor, s-au rugat pentru ei, s-au rugat și pentru mine, poate. Dar eu au ajuns la Dumnezeu, sunt sigur. Că s-au jertfit și-au stat în închisori, și-au stat în bătăi, și-au stat în prigoane. Sunt sigur că Dumnezeu i-a ajutat. Dar dacă eu în bine îl abandonez pe Dumnezeu, dacă eu în bine schimb binele lui Dumnezeu, îmi desfrâu, unde a venit asta? De unde? Poporul lui Dumnezeu să bea alcool? Unde e asta? N-a existat așa ceva până acum. Pornografie? Adulter? Nici la poporul, nici la păgân nu era. Dragii mei, e vremea să ne pocăim. E vremea să ne pocăim. Dacă vrem să ne întoarcem la Dumnezeu, e vremea să ne pocăim. Ne mai dă Dumnezeu timp. Glorie Domnului că ne mai dă timp. Glorie Domnului că ne mai dă timp. Va veni vremea, cum spune Isaia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de fără de legere lui și cel rău de calea lui cel rău și să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Ăsta e Dumnezeu. Mai ai timp, mai am timp. Trebuie să-l folosim, dragii mei.
Nu ne place? Poate să nu ne placă, dar e folositor. Ne trebuie. Cineva trebuie să ne scuture, cineva trebuie să ne trezească. Suntem prea amorțiți, prea indiferenți, prea pasivi cu veșnicia noastră. Și să știți că la vrăjmași îi place acea făptura aia haină care citea, spunea sora prin cântare și poetul prin cântare, aia își cere sâmbria în fiecare zi. Nu te lasă să te rogi, cum spunea fratele. Nu te lasă să citești, nu te lasă să vii la adunare. Dacă vii la adunare de târziu, să pleci de grabă, că doar nu poți să fii de grabă, de grabă. Vii târziu și pleci de grabă, ca să fii și una și alta. Nu-i așa? Sau, vii la adunare și nu ești la adunare. Sau, vii la adunare și mergi pe iPad. Sau, text message. Păi omule, dacă nici la adunare nu te rogi, spune-mi unde te rogi. Dacă nici la adunare nu aduci jertfă, unde aduci jertfă? Când vii la adunare, așa cum spunea fratele, aici este locul unde să-ți aduci jertfa la altar, unde e loc special, timp special. Dar dacă aici nu ești aici și dacă aici nu ești cu Dumnezeu, unde ești cu Dumnezeu, omule? Vine vremea când va suna goarna și va spune, ieșiți că vine mirele întâmpinare și dacă n-am un de lemn strâns acum, nu mai găsesc salvare. Stau în fața unei uși închise care spune, plecați de la mine, că nu vă cunosc. E grav, dar e adevărat. Dumnezeul cerului să ne ajute pe toți ca să fim oamenii lui Dumnezeu. Aș fi vrut să citesc, dar tot citesc un pic. Tot citesc un pic, un frate spunea, zice, credeam că depășești 8, dar nu te-ai îndurat să depășești doar 8, zice, n-ai depășit. Acum, nu știu, fac bine, dacă depășesc sau nu fac bine, dar oricum, ce aș fi vrut să citesc, un învățător al legii a venit la Domnul Iisus, știți la ce? Să-L ispitească. Măi, strașnic deștept, ești, mă, omule. Dar, mă rog, ceea ce îmi place de Domnul Iisus, nu l-a scuturat pe nevrednicia lui, să ne spun așa altfel. Doamne, știți ce spune? Ce trebuie să fac ca să moștenesc împărăția cerului? Auziți? Mai repet o dată. Ce trebuie să fac? El o întreba foarte bine, știa de toate, dar nu făcea. Și atunci a venit la Domnul Iisus și ce trebuie să faci? Și Domnul Iisus îl întreabă, Luca 10, zice, ce scrie în lege și cum citești? Și el răspunde ca un copilaș cu lecția perfect învățată. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai zis, nu? Domnul Iisus zice, mai bine ai răspuns. Și s-a oprit aici? Nu? Fă așa și vei intra în împărăția cerului. Și el mai are acolo niște argumente și cine-i aproapele meu, că el vrea să-și scoată, adică o vrut ceva și a fost acoperit și a fost dat peste cap. Mai trebuia încă încăpățânarea lui să-și ridice o leacă în înțelepciunea. Și cine e aproapele meu? Și Domnul Iisus îi spune pilda samariteanului. Când o citești acolo, te mișcă până în străfunduri, credeți-mă, dar trebuie citită rar, nu-mi pasă alergător. Trebuie citită foarte rar, trebuie citită atent. Doamne, să nu fim și noi ca preotul și levitul care erau rânduiți pentru lucrarea Domnului și au trecut pe alături. Noi suntem chemați să-L slujim pe Domnul și trecem pe alături pentru ziua de jertfă, pentru ziua de post, pentru ziua de adunare, peste ziua de cor și așa mai departe, tot pe alături trecem. Dar de ce trecem pe alături? N-avem timp. Extraordinar. Dar știți că timpul ne l-a dat Dumnezeu nouă să-L administrăm? Știți că Dumnezeu se uită cum administrăm timpul? Știți că vom răspunde pentru timpul cum îl administrăm? Atenție mare! Și după ce spune toată pilda aceasta, îi pune o întrebare la învățătorul legii. Spune-mi, te rog, cine crezi că a fost cel aproape de cel căzut între tâlhari?
Păi învățător, le socotesc că cel care a avut milă de el. Și Domnul Iisus zice, bine judecat, du-te și fă așa. A treia oară se repetă, el zice ce trebuie să fac, Domnul Iisus zice, fă așa cum ai spus, și el mai pune o întrebare și Domnul Iisus zice, bun ai spus, mai fă o dată așa. Dragii mei, aș vrea să ținem cont, în seara aceasta Dumnezeu ne alarmează ce trebuie să facem, nu ce trebuie să știm. Noi știm foarte multe, dar nu aplicăm. Dumnezeu ne va cere la socoteală, dragii mei. Dumnezeu ne cere la socoteală. Aici, în subiectul ăsta care l-a citit fratele și care este așa de vast, sigur că vedeți dumneavoastră, datorită urgențelor care le avem, deci nu putem măcar să ne concentrăm asupra subiectelor care le sunt. Dar oricum, sunt valabile. Și aici spune că Petru, în momentul când a predicat Evanghelia, oamenii aceștia au rămas, când au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Ce înseamnă? Înseamnă că aceste cuvinte care le-au auzit, ei nu le-au auzit niciodată. Credeți lucrul ăsta? Așa niște cuvinte care le-a spus Petru, niciodată nu le-au auzit. Au rămas străpunși în inimă, aici o adâncime și o frumusețe extraordinară. Cuvintele spuse de Petru au fost cu încărcătură 100% dumnezeiască, pline de Duhul Sfânt. Alea când au lovit în inimă, au început și să lucreze în inima oamenilor și să le zdrobească inima și să lucreze. Au rămas străpunși în inimă și de acolo au fost alarmanți. Fraților, ce să facem? Dacă lucrurile stau așa, ce să facem? Știți că și noi trebuie să punem întrebarea în seara asta. Dacă lucrurile stau cum ne spune Dumnezeu, dacă lucrurile stau cum spune cuvântul Domnului, ce trebuie să facem? Avem răspuns? Avem răspuns, nu-i așa? Ce le-a spus Petru? Ce filozofie le-a dat? Ce formulă de ecuație numărul 3 și nu știu care? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Toți pocăiții trebuie să ne pocăim. Și Domnul să ne ajute să ne pocăim până la capăt și Domnul să ne ajute să rămânem pocăiți până la capăt și să fim pocăiți cum vrea Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să ne rugăm cu toții. Doamne, glorie numele Tău și onoare numele Tău și slavă numele Tău. Onorăm numele Tău. Te laud pentru această lucrare. Te măresc pentru această lucrare. Te laud pentru această lucrare divină și îți binecuvintez numele Tău de Domn. Numele Tău de Mare, numele Tău de Viteaz, numele Tău de Stăpân, numele Tău de Dumnezeu. Glorie, glorie, glorie numele Tău. Doamne, te rog, lasă-L pe Duhul Tău Sfânt să străpungă în cerare. Lasă-L pe Duhul Tău Sfânt să străpungă inimile noastre ca acum și doar acum pentru a veni să propovăduiască puținele cuvinte ale adevărului care, Doamne, genera pe toată mulțimea aia care l-a ascultat. Tu ai fost la lucru acolo, Domnul meu, glorie numele Tău. Tu ai fost la lucru acolo, Doamne, dar Tu ești din veșnicie în veșnicie. Pentru Tine nu-i târziu, azi poți fi la lucru. Astăzi poți să străpungi inimile noastre, Doamne. Azi poți să ne trezești, Doamne. Azi poți să ne scoți din amorțeală și din adormire, Doamne. Și vrem să ne trezești în numele Domnului Iisus Hristos, căci avem mare nevoie de Tine, Doamne. Vremurile sunt foarte aproape, Doamne. Timpurile sunt prielnice deocamdată lăsate de Tine. Te rog, ajută-ne, Doamne, să ne trezim. Ajută-ne să folosim timpul care ni l-ai dat, Doamne. Căci acest timp nu se mai repetă niciodată, Doamne. De aceea coboră-Te la noi, Doamne. Trezește biserica Ta și fă-ți lucrarea de slavă. O, Te declarăm pe Tine, Dumnezeul nostru, protectorul nostru, Doamne. Apără Tu biserica, Doamne. Apără copiii, apără familiile, Doamne. Apără-ne pe toți, Doamne. Condu-ne Tu și la despărțire, apără-ne drum spre casă. Păzește-ne de accidente și de oameni răi. Că dacă ne păzești Tu, suntem păziți. Mulțumim Domnului, fie harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu cu noi toți. Amin.